Noi avem persoanele noastre care țin legătura cu școlile, suntem într-o legătură permanentă cu ASP-ul și sigur că vom face tot ce trebuie să putem gestiona, mă rog, această situație, acest flagel al rugeolei. Cât privește celelalte aspecte, gen meningita, este un lucru, cum să vă spun, de neînțeles pentru mine, dacă ne referim la faptul că a apărut la grădinița 1, 2, 3, este una din cele mai moderne grădinițe din oraș, o grădiniță nouă care are grupuri sociale separate pentru copii, pentru, mă rog, profesori, pentru oameni de administrație, deci nu spune problema de igienă sau nu spune problema de dezinsecție, dezinfecție, este microb, este problema la nivel județean, este problema la nivel național. Ion Lungu a menționat că primăria municipiului Suceava va sprijini instituțiile care monitorizează cazurile de rujeolă și meningită. Vă reamintim că, potrivit evidențelor DSP, săptămâna trecută diagnosticul de meningită a fost pus unui băiat de 13 ani din Ipotești, elev la școala generală numărul 1 din Suceava, unui băiat de 11 ani din Udești, elev la școala generală Plăvălari, unei fete de 16 ani din Suceava și unei eleve de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava.